Ce să vă spun, sunt emoționată chiar și eu, cu toate că aceste distinse invitatele noastre sunt ambasadoarele noastre de ceva timp, dar este onorant să știi că ai alături de tine mari nume ale sportului românesc, dar și al sportului mondial. Până să ajungem să le cunoaștem împreună și cu voi, dragi copii, mi se pare firesc să dăm cuvântul gazdei noastre și o să rog pe domnul director al acestei școli să ne spună un bună dimineață. Bună dimineața, domnilor! Ne bucurăm mult să avem astăzi alături de noi mari campioni olimpici. Avem și acest onoare, dragile, să ne bucurăm de prezența dumneavoastră, să ne bucurăm de experiența dumneavoastră, pe care ne bucurăm mult și astăzi, atât prin cuvinte cât și prin fapte. Înțelegem. Vorbim despre campioni la alpinism, de doamna Amalia Brânză la spadă, de doamna Bolvăr la floretă. Iată, campionii sunt alături de noi. Sper să vă bucurați, vă mulțumim că sunteți prezenți în sală, sunteți uimiți și atenți la ceea ce se va întâmpla astăzi aici. Sperăm să urmați și voi acest drum, să luați exemplu marilor campioni și să avem privilegiul peste ani să vă avem invitații în dreapta acestui minunat proiect pe care îl desfășurați și pe care sperăm să duceți cât mai departe. Mulțumim și ca o mică surpriză doresc sincer la mulți ani, doamna Maria Bucă, dar de știi că îmi primește mâine. Ia să ascultăm un la mulți ani atunci. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți trăiască, cine să trăiască, la mulți ani, Ana să trăiască, Ana să trăiască, la foarte frumos, dragii mei, mulțumim! Ana, o să te rog frumos să transmis un mare la mulți ani din partea mea și a tuturor și mamei tale, doamna Maria Brânză, un suflet deosebit și un om complet, complet, complet special. Ce frumos ai primit, Ana, nu pot să cred! Asta, da, surpriză! Toată lumea a primit! Uite că avem și basketul aici. Ia să văd și Violeta a primit. Ia să vedem. Cât de colorate sunt, cât de frumoase. Ia arată-mi-le, Dana. Vai, ce drăguț. Bravo, copii. Asta, bravo. Da, surprize, nici măcar eu nu am știut. Ia, uite ce frumos. Nu trebuie să știți tot. Ia să vă Vio. Ce frumos. Ce frumos. Felicitări pentru rezultatele obținute. Uite ce fain. Și la tine ce scrie, Ana? Ia să vedem. Uite, este de la Darius, da? Care vai, ce frumos! El cred că vrea să ne demonstreze că știe mai multe sporturi, dar e un eveniment multisport aici. Cred că recomandă la prietenii noștri de la Benz de Sănate ar trebui. Exact, exact, exact. Da? Și cred că s-a gândit la Jocurile Olimpice. Da? Păi exact asta a făcut. Ia uite exact. Ce frumos, ce mesaj frumos. Și uite, frumos. Iubește sportul. Stai să te văd așa un picuț. Vai, ce frumos! Super! Emoționată, cred. Dacă tot am rămas eu aici, în picioare, mulțumesc, Bea, înainte de toate, mulțumesc, Maria, mulțumesc că faceți posibil aceste întâlniri. Iar vă, dragi copii, să vă mulțumesc din suflet, să știți că m-ați emoționat de la prima ora a dimineții și fi să vă felicit că sunteți atât de uniți. Eu, când am intrat în curtea școlii, am văzut pe un zid, dar pictat foarte frumos și spune că trebuie să fiți uimiți. Dar voi chiar sunteți, ceea ce este extraordinar. Ce să vă spun despre mine, să știți că pentru prieteni, nu sunt nici campioană olimpică, nici campioană mondială, nici măcar europeană, ci sunt Brânzica, da? Așa că astăzi o să stăm aici, pentru că voi sunt Brânzica. Mă bucur tare mult să ne cunoaștem și vă mulțumim din suflet pentru aceste surprize. O să vă spun așa puțin din
povestea Brânzicăi, da? Brânzica a mers la scopă, pentru că era chiar cel mai bun pe copilaj, dar voi sunteți convinți, da? Dar cu toate astea vă recomand să faceți sport. Și atunci părinții au zis că cel mai bine ar fi să-și consume Brânzica energia într-un cadru organizat și am mers pentru prima dată la un teren de tenis de club. Da? Doar că nu m-am acomodat acolo, nu mi-a plăcut mie cine știe ce. Iar mai târziu, după un an de zile, fratele meu a zis că a descoperit locul ideal pentru mine, da? Pentru subioara lui mai mică și plină de energie. Acel loc misterios era sala de scrimă, da? Deși eu până atunci nu auzisem de acest sport și nu mă gândeam că există în zilele noastre un sport care, în care nu sportivii se duelează cum mă dusem eu în filme. Apropo, nu eram nici măcar prietenă cu cei trei mușchetari sau cu Zorul, dar toate acestea mi-a strânit curiozitatea și am mers să văd ce se întâmplă în acea sală. Au trecut vreo 20 și ceva de ani de atunci și să știți că încă am întipărit așa pe retină imaginea cu toți copiii îmbrăcați în costume albe care se duelau. Dar mai presus de asta, când am intrat în acea sală, m-am simțit de-a locului. Parcă mă întorsesem acasă, chiar dacă nu mai fusese niciodată acolo. Și am ales să rămân la antrenament încă din prima zi, da? După câteva luni de zile de antrenament, de primul meu antrenor, domnul Vladu Silaghi, a considerat că sunt pregătită să merg, da, la primul campionat național. Doar că, din păcate, rezultatele n-au fost cele așteptate, da? Am pierdut toate meciurile pe care le-am jucat și m-am clasat pe ultima. Probabil că alt copil în locul meu atunci ar fi zis, e prea greu sportul ăsta, nu mă pricep, uite că am fost învinsă, n-am luat nicio medalie, n-am primit niciun premiu. Ei, cu toate acestea, eu am zis că nu mă dau bătută și am spus antrenorului meu, da, chiar cu un ton amenințător, că o să muncesc cât o să fie nevoie și anul viitor o să mă întorc și o să câștig medalia de aur. Ceea ce s-a și întâmplat. Și cumva de acolo a început povestea mea. Și poate că la vârsta aceasta, nu știu, voi visați să deveniți avocați, polițiști, pompieri, nu mai știu ce e la modă. Pe vremea mea, fetițele își doreau să devină balerini. Ei bine, eu după ce am câștigat acea medalie, mi-am dat seama că eu, când o să fiu mare, vreau să fiu un campion. Și am muncit în fiecare zi pentru acest vis și ajutată de oamenii din jurul meu, am ajuns pe cele mai înalte podiumuri mondiale, în scrimă, în proba de spadă, o să povestim puțin mai târziu ce înseamnă asta, pentru că le-am alături și pe colegele mele. Dar ce vreau să știți voi este că eu cred cu tărie că în fiecare dintre noi există un campion. Doar că ține de fiecare parte, cum are grijă de el și cum ajută să performeze. Așa că, dragilor, să aveți grijă de campionii din voi și acum o să le rog și pe colegele mele, stânga-dreapta, alegeți voi. Dar cui predau șapeta mai departe? Predau șapeta Violetei? Da. Atletismul, da, și gimnastica sunt mămica și tăticul sporturilor. Așa că eu preia șapeta. în care veți ajunge să practicați o psicologie formanță.
La vârsta asta eu vă recomand să vă jucați, să faceți sport prin joacă. Și la momentul în care veți ajunge într-un punct în care veți identifica un sport care vă place foarte mult, sunt convinsă că o să faceți. Important este să vă doriți și să visați și dacă visați, cu siguranță să ajungeți acolo sus. Vio, ar fi foarte frumos să ne povestești cum a intrat acest sport în viața ta, la ce vârstă și de ce atletism? De-aia mi-e greu să vorbesc copiilor de vârsta voastră, pentru că atletismul începe mult mai târziu. Eu am început la 14 ani, în clasa 9-a. E adevărat că nu mai este o vârstă la care să începi atletism de mare performanță, însă recomandarea mea este să vă jucați chiar dacă începeți atletism acum, să vă jucați, să treceți prin fiecare probă, însă pentru a vă specializa o probă, cred că undeva după 12 ani este cel mai important. Am început, practic, să fac atletism de performanță într-un plan. Aveam un profesor de sport care era foarte dedicat meseriei sale și care ne-a introdus în competițiile atletice. Pe vremea mea se făceau cross-uri foarte multe și așa am fost identificată de un antrenor de la Suceava, unde am început marea performanță. Am avut noroc și șansa că după 6 ani, după 6 luni de momentul în care am început marea performanță, să fiu optată în grupa mare de antrenori în și de acolo a început întreaga mea ascensiune. Peste 20 de ani de performanță, e adevărat că la început m-am bucurat mai mult de m-am bucurat. Am încercat să mă bucur și atunci când pierdeam, pentru că, de fapt, succesul înseamnă cumul de multe înfrângeri. Doar dacă știi să primești înfrângerea la fel de liber ca și succesul, cu siguranță vei ajunge pe mai mult. Am ajuns să practic atletismul de mare performanță și să urc pe marile podiumuri europene, mondiale și jocuri olimpice. Însă, e adevărat că poate că, așa cum vă spuneam, mare performanță nu este pentru toată lumea. Însă, încurajez pe toată lumea să facă sport, pentru că prin sport ajungeți să vă construiți nu numai mintea, ci și trupul. Și ce poate fi mai frumos decât să aveți ca tine un trup frumos, armonizat cu o minte sănătoasă. Vă doresc mult succes! Mulțumim frumos! Eu aș face o mică completare, nu numai mintea și trupul, ci și sufletul. Sincer, nu pot să uit bucuria, dragă Maria Boldor, pe care ai transmis-o atunci când ți-ai atins visul cu ochii să fii pe podiumul mondial. Știu că ți-ai dorit foarte mult acest lucru și tu ai propria ta poveste de apropiere de acest sport și cum a ajuns în viața ta și te rog frumos să ni-l împărtășești. Maria este medaliată cu bronz mondial, ceea ce mi se pare fabulos. De aproape la un pas să visăm și la o medalie olimpică, de ce nu? Te rog! Bună dimineața tuturor și mă bucur să fiu aici pentru copilajul de asta, pentru asta am venit. Eu am început să fac scrimă, să practic scrimă, la 9 ani și jumătate, la 10 ani cam la vârsta voastră. Și ghiciți ce? La început costumul ăsta nu mi s-a părut atât de atrăgător. Dar, culmea, că ăla atrage cel mai mult pe copil. Da, uitați, mie nu mi se pot întâlnă pe cătorii, dar prima oară când am intrat într-o sală de sport, descriptiv, într-o sală de scrimă, mi-a plăcut atât de mult. Am întâlnit copii noi, m-am jucat, am învățat să fac și scrimă, am ținut arma în mână. Ei, și am rămas la scrimă, pentru că mi-a plăcut foarte tare. Au trecut timpul și fără să-mi dau seama, am început să-mi doresc să fac rezultate, să iau și o medalie, de exemplu, pe Ana, pe Simona, pe fetele de la spadă, pentru cine antrenam în aceeași sală. Și a venit și prima competiție după foarte puțin timp. Și am reușit să mă clasez cu succes pe ultimele poziții. Și mi-am dorit și eu de atunci, am zis că vreau și o medalie. Acolo a fost dat, în care am spus, nu vreau să fiu pe ultimul loc, vreau să iau și o medalie. Următorul an am vrut să câștig campionatul național. Și știți ce s-a întâmplat? Nu l-am câștigat. Am ieșit pe locul 3. Am luat medalia de bronz. Dar am plâns. Am
suferit, că n-am câștigat competiția, dar ce scenă, n-am știut ca cât am putut să câștig. Pentru că atunci când pierdem, și asta am învățat la stil, când pierdem, de fapt, noi nu suntem înfrânți, noi de fapt am câștigat ceva. Și prin acea pierdere pe care noi am avut-o, ne putem ridica și la următoarele competiții sau la următoarele teste sau la următoarele jocuri pe care le vom face, vom fi și mai buni. Și mai buni. Și da, m-am bucurat foarte mult de ultimul rezultat pe care l-am obținut, medalia de bronz la campionatul mondial de seniori. A fost ceva la care am visat și pe care am dorit foarte mult. Această medalie am dorit-o foarte mult. Și cel mai important, copii, de voi simțiți că puteți să faceți un anumit lucru și doriți din tot sufletul vostru să nu renunțați niciodată. De voi știți că puteți să faceți un anumit lucru, mergeți pentru acel obiectiv pe care îl aveți și munciți pentru el, pentru că puteți face absolut orice vă doriți voi. Da? Atât. Mulțumesc frumos! Andreea, o să te rugăm și pe tine. Tu ești alături de idolii tăi în acest moment, nu? Serios, așa este. Ea este la junior și cadeți, dragi copii. Dar ea este campioana Europei în acest an, ceea ce mi se pare extraordinar și haideți să o aplaudăm pentru această reușită. Serios? Fantastic! Dar am avut noroc niște ani de noi minunați care m-au făcut să iubesc acest sport. Niciodată nu este amin sau prea mare pentru acest sport. Sportul este pentru orice vârstă. Și cel de performanță nici nu știi că vă ajută să fie de performanță. Eu am avut noroc că a dată mea se facă schimbă și să mă aducă la sportul ăsta. Prima oară m-am văzut la dansă, dar n-a fost de bine. Și treptat, eu încă sunt la începutul carierei mele, de fapt, pentru că sunt am 17 ani. Și toate concursurile, toate competițiile au fost un pas și sunt un pas pentru crearea unui sportiv. Iar când eu am câștigat campionatul european în acest an cu echipa, nu vă puteți imagina, eu când am intrat în sală, nu mă gândeam că o să câștigăm. Ne doream cu toate să luăm medalii, să tragem cât mai bine, să tragem cât mai sus. Dar în momentul în care noi am câștigat, când am dat ultima cursă, vă zic, a fost intensiv și toate și toate am fost ceea ce am lucrat foarte mult de acest moment. Tot ce vă pot spune este să, dacă vă ocupați orice sport, cum a zis și colega mea Maria, să vă urmați visul sau tot ce vreți voi să faceți. Și eu chiar vă zic, duceți-vă la sportă, o să deschideți cum faceți prieteni. Faceți, de ce nu, în al doilea părinte ca antrenor. Și eu sunt bucurat de toate momentele cum ar să care sunt în sport. Mulțumim frumos! Minunat! Ați ascultat povești extraordinare. Nu știu cât ați putut voi să înțelegeți din toate mesajele, dar cred că un mesaj a fost foarte clar. Și pot eu să-l redau așa într-o vorbă, în care eu mă regăsesc și aș vrea să vă fac și vouă o cadou. Când ceva nu-mi reușește, înseamnă că nu mi-am dorit suficient. Toate marile valori ale sportului românesc, care le-ați ascultat mai devreme, pe acest principiu au mers și au dorit enorm. Orice puteți să realizați, mintea și sufletul omului creează o magie în jurul tuturor. Vreau să cunosc și eu acum ce copii fac sport de aici, de performanță. Repede, ridică-te în picioare și spune. Repede. Bravo! Eu fac basket. Eu fac vocii. Te rog? Eu fac canto. Da, este un sport al vocii, da, e ok. De ce nu? Foarte frumos, te rog. Eu alerg. Tu alergi. Atlet. Violeta, avem un atlet aici. Bravo! Te rog? Spune? Eu fac gimnastică. Mai tare ca să se audă. Eu fac gimnastică. Gimnastică, bravo! Echitație, bravo! Dansuri, bravo! Fotbal. Basket. Zi. Merg pe munte și în not. Se numește alpinism și în not. Foarte frumos. Te rog. Karate.
Ia să vedem pe partea aceasta. Cine știe ce facem? Ia să vedem. Te rog, tare. În not. Karate. Basket. Fotbal. Dansuri. Basket. Tenis. Bun. Fotbal în nou și tenis de câmp. Fotbal în nou și tenis de câmp. Excelent. Dans și fotbal. Fotbal. Eu fac basket. Bravo. Eu fac fotbal. Fac fotbal, basket și atât. Dansuri. Domnul director, nu cred că am greșit adresa, nu suntem la Eliade, nu? La liceul sportiv. Nu se poate din atâția copii, atâția copii sportivi. Vă invit să-i aplaudați! Și începe demonstrația de scrimă. Nu, nu. Thank you.
copii au ocazia să vadă de aproape cum arată o floretă. Ce cântați în cei mici să vadă de aproape cum arată arma floreta. Fascinant. Au văzut mai devreme o mică demonstrație. Foarte. A început ora de educație fizică și sport cu doamna Violeta Beclasecu. Ia să vedem aici, cei mici, învață poziția corectă. Cine știe cum se stă corect. Într-un mod special, astăzi la școala gimnazială 150, avem două acțiuni într-una, cum îmi place mie să spun. Ne-am întâlnit prima oară cu două clase primare, iar acum vom cunoaște elevii altor două clase. Copii deosebiți, copii care așteaptă să primească mesaje frumoase, care cred că și ei, ca și prima serie de copii, fac sport de performanță. Ba mai mult de atât, dacă prima serie a avut o surpriză extraordinară, eu am înțeles că și acești copii au pregătit surprize. Așa este, copii? Avem surpriză pentru invitații noștri? Da! Ia să vedem! Puteți să le oferiți surpriza, ia să vedem! Vă rog să vă duceți la masă și să le faceți cadourile voastre. Haide, duceți-vă și duceți-vă! Ce frumos! Mesaje scrise cu mânuța lor, foarte frumos. Ce copii talentați, în primul rând, și cu inspirație, creativ. Ia să vă, Maria. Uai, ce frumoasă e asta, Ana, superbă, superbă, și ție, ia uite ce frumos. Bravo, dragilor. Maria, și ție ți-a făcut, ia, dă din nou să vă prima parte. Vai, ce fain! Și tu, Vio, ce frumos! Bravo, dragilor! Bravo, bravo, bravo! Foarte frumos! Foarte frumos! Să vă las loc, dragii mei!
Mulțumim și colegilor de la Antena Sport, mereu alături de proiectul nostru. Ne simțim flatați de prezența voastră de fiecare dată. Foarte frumos, foarte, 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 foarte frumos. Emoționant, întotdeauna atunci când cineva este creativ, nu, Ana? O să te rog din tot sufletul meu să preiei tu comunicarea cu cei mici, să le transmiți un mesaj. Într-adevăr, cred că ești prea emoționat în acest moment. Te-au copleșit acești copii cu asemenea mesaje formidabile și cu un spirit creativ deosebit, după părerea mea. Așa că vă încurajez să aveți grijă
de campionii din voi și o să o predau ștafeta mai departe, colegele mele, Violeta pe clasa 3. Te rog, să ascultăm și povestea. Mulțumim frumos! Da, Maria, chiar ție vreau să-ți dau cuvântul. Maria Boldor este medaliată mondial, dragii mei. Eu n-am văzut om mai fericit și mai bucuros pentru o asemenea medalie de foarte mult timp. Bucuria și îndârjirea aceea cu care ea se pregătește, de fiecare dată, și am eu așa o imagine, campionul, cum stă el în patul lui, fie în cantonament sau acasă, fixează un punct acolo pe tavan și proiectează tot felul de vise care trebuie să devină din minuni întâmplări frumoase și realitate. Așa e, Maria? Da, bună copii, bună dimineața tuturor. Pe mine mă cheamă Maria, pentru că am auzit. I-am avut șansa, de trebuie la ultima medalie pe care am luat-o. Am avut șansa să fac ceva ce îmi place foarte.
face ceva foarte mult și te dăruiești cu totul, uitați că este și așa, este și așa cum vreți voi să iasă treaba respectivă. Că e vorba de sport, că e vorba de școală, orice vreți voi. Pe lângă faptul că am găsit ceva ce îmi place foarte mult și acest lucru m-a ajutat foarte tare, am avut și o susținere foarte mare prin un mentor de-al meu și prietena de-a mea, dacă nu trebuie, eu am ajuns pe podium, deci sunt foarte importanți și oamenii pe care i-am văzut alături și pe care îi păstrați alături de voi. Eu am început scrima la 9 ani și jumătate, cam vârsta voastră, și la început nu mi-a plăcut deloc, așa din afară, dar prima oară când am intrat într-o sală de scrimă și în sala de antrenament mi-a plăcut atât de mult, mi-am făcut prieteni noi, am învățat jocuri noi, a fost super distractiv. În scurt timp am avut și primul meu campionat național, prin unde m-am plasat cu succes pe ultimile poziții și n-am plâns prima oară, după care am început să-mi doresc mai tare. Am zis, mamă, gata, eu vreau să câștig și eu un concurs. A urmat al doilea campionat național, pe care nu l-am câștigat nici pe ăsta. Am ieșit pe locul 3, am luat medalia de bronz, era plinișor, dar nu era ceea ce mi-am dorit și am plâns mult, vă recunosc. Însă, mi-am dat seama că de câte ori pierdem, noi de fapt nu pierdem nimic. Noi de fapt câștigăm. De câte ori pierdem la fotbal, de câte ori pierdem la, nu știu, un concurs, dacă faceți sport, probabil că vi s-a întâmplat. E, de fapt noi nu pierdem nimic, noi câștigăm. Te duci acasă frumos și te gândești ce pot eu să fac mai bine, nu-i așa? Pentru că dacă noi iubim ceea ce facem și vrem cu adevărat să ajungem undeva, putem reuși orice ar fi. De noi simțim că putem să facem un lucru, îl putem face, nu contează ce spune nimeni de lângă noi. Nu lăsați pe nimeni să spună că nu poți, dar tu te simți că poți. Voi continuați să faceți ceea ce vă place, ceea ce iubiți și să nu renunțați niciodată la visele voastre, cum a spus și Ana. Să aveți grijă, o citesc de Ana acum, de campionii din voi, pentru că sigur în fiecare dintre voi este un campion clar, 100%, dar voi trebuie să credeți și să știți acest lucru și să nu uitați niciodată asta, bine? Mulțumim frumos, Maria! Nu numai voi ați savurat fiecare cuvânt spus astăzi aici, dar cred că și Andreea, care este fericită astăzi să fie lângă idolii ei. Andreea, dragii mei, este campioana Europei anului 2022 la scrimă la cadeți. Vă rog să o aplaudați! Te rog să te prezinți, Andreea, și să spui și tu mesajul tău. Zoreta, mai mare decât mine, Ița acum nu o întreg prea mult, okay. Așa că înălțimea, credeți-mă că nu contează. Eu am intrat în sala de scrimă, ca orice copil, dorul să vadă ce e acolo, ce se întâmplă acolo, și m-a fascinat cum am avut în primul moment în care am intrat. Eu am fost, am avut norocul ca tatăl meu să facă scrimă și să mă aducă acolo și l-am lângă mine la fiecare concurs. Așa că, cum a zis și Maria, oamenii de voi sunt foarte importanti și vă aduc sclipirea aia care a pentru voi în momentul când dați de greu. Schema, vreau să vă zic că este un sport foarte frumos, deși, nu știu, puteți să-mi spuneți câți dintre voi ați auzit de scrimă? Dar cine face scrimă? Face cineva scrimă? Ia uși ce frumos, ia să vedem! Ia ridică-te să te vedem! Ia ridicați-vă să vă văd! Cine? Bravo! Bravo! Ce frumos! Foarte frumos! Dacă știam, uite, vă rugam să veniți și voi cu echipamentul vostru. Oricum, foarte frumos! Vă doresc să continuați acest sport, este foarte frumos și toți să continuați să faceți ceea ce vă doriți. Ia întreabă-i, Andreea, ce, la ce armă sunt ei? Ca Ana, bravo! Era ce simpatic! Ai început? Atunci mi-a răspuns cu niște scrieme?
Da, de-abia așteptăm demonstrația. Da, foarte frumos. Uite, vedeți? Faceți ce vă place, ce vă doriți. Și vă doresc să vă continuați misiunile, să vi le urmați. Și să vă mai spun puțin și de medalia mea, din prima mea medalie. Sunt lângă oameni care au destule medalii în palmaresul lor. La mine a fost puțin mai special. Nu, fac mai special din medalie, dar a fost puțin mai special din prima medalie europeană. Prima medalie care era o importanță. Și în momentul în care câștigați, sunteți foarte energici. Și în momentul ăla puteam să mai trag pe crea sa, deși corpul meu nu știu dacă am mai putut, pentru că a fost zis solicitată. Dar în timpul când am ajuns acasă și am fost primită de oameni dragi și așa, chiar părinții mei când am ajuns acasă, au început să-mi spună că ea dacă știți cu ei, iar că ce am plâns. Da. Am fost un moment foarte frumos. Și este... Sunt niște momente foarte speciale în sport în general, când se pune medalia de gât, când ai un național. Este cu adevărat frumos. Vă doresc ca tuturor să se pune acest lucru și să faceți ce vă place, să vă faceți fericiți cu adevărat. Mulțumim frumos, Andreea! O să dau cuvântul și reprezentantei partenerului nostru, World Class România. De ce Născut pentru Sport și-a asociat numele World Class România? Pentru că am considerat esențial, după părerea mea, să disociem foarte clar ce înseamnă mișcarea de sport. Iar ei fac o disociere foarte frumoasă, determină foarte mulți oameni să facă măcar mișcare dacă nu își pot permite din diferite cauze să facă sport, iar ei mai mult decât atât au găsit o nișă de a putea să identifice și viitorii campioni de mâine, pentru că au un program foarte frumos de inițiere a copiilor la NOT. Și o să te rog, Laura, să ne povestești un pic de, dacă am zis corect, există o diferență între a face doar mișcare și a face sport și ce înseamnă acest program de NOT pentru voi, pentru copii. Te rog. Felicitări! Am văzut diferența între sportul de performanță și ce înseamnă mișcare. Sportul de performanță, exact cum s-a spus înainte, îți formează caracterul, cu siguranță. Te retină să fii un campion. Dar e foarte important că nu vei face un sport de performanță, să faci măcar mișcare pentru sănătate. Exact. Pot fi îmbinate atât la copii cât și la adulți, încurajând de toată lumea să facă acest lucru. Iar în cadrul World Class, noi avem programate pentru copii, ceea ce privește clase pentru copii și, bineînțeles, activitățile pentru adulți. O să facem chiar și puțină mișcare împreună, ca să simțiți un pic gustul de cum e... Pe muzică, Laura, da? Pe muzică, așa. Da, o să ne și vă încurajez foarte mult să faceți mișcare pentru a fi sănătoși și pentru a vă simți mai bine. Mulțumim frumos!
Momentul autografelor. Atât povestea Violetei, cât povestea Anei și povestea Mariei au fost promovate în acei jumătate de timp. Alături de noi este și Laura, de la World Class, partenerii noștri, care vor să împărtășească copiilor programul de inițiere în not al World Class-ului și le dă câte un flyer. Ediția acțiunii AS în proful tău de sport s-a terminat astăzi la școala gimnazială 150. S-au ascultat mesaje emoționante, s-au ascultat povești de viață, s-a făcut o demonstrație de scrimă, s-a făcut și ora de sport în stil specific de educație fizică și sport, dar și în stil de fitness. Dragi mei copii, nu știu dacă de mâine veți vă ați apuca să faceți sport, dar sunt convinsă că veți ține minte mult timp o asemenea zi. Două lucruri o să vă rog acum să facem împreună. Mai întâi de toate, o să vă invit pe toți să cântăm la mulți ani Ana Mariei Brânză, pentru că mâine este ziua ei. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani! Ana să trăiască! Bravo, dragii mei! Și acum, la final, cu revistele pe sus, o să vă rog să rostiți după mine, sloganul campaniei noastre permanente, chiar dacă nu ne mai văd pe invitate în acest moment, care sună așa: trimiteți copiii la sport! Trimiteți copiii la sport! Bravo, dragii mei! Mulțumesc frumos!